mi se pare foarte ok. Sunt contra, deci s-a întâmplat până acum, cu mereu persoane private. Ideea de a angaja o firmă, dau un singur exemplu, KPMG, vă să vă cunoscut firma asta. E una, o firmă de cele mai mari din lume, care restructurează și menegeriază companii mult mai mari decât ce înseamnă la noi Spitalul Județean. În primul rând, după opinia mea, la Spitalul Județean trebuie o restructurare de la cap la coadă. Cineva să aibă putere, să aibă curaj, să nu-i fie frică de nimic, să ia hotărârile clare. Dom'le, atâta, asta trebuie să faci. Asta. Ce trebuie făcut? Dărâmați-l, ne-asumam. Așa, știți cum e? Ca persoană intri în legătură, ăla-i prieten, ăla-i cumnat. Acolo nu vreau să spun că să angajați rude cu rude, cu scrii, cu metri, deci... Până acum, din punctul dumneavoastră de vedere, la Spitalul Județean a fost cineva cu putere și cu curaj? Că spuneați că e nevoie de putere, de curaj ca să faci, să dregi, să dărâmi ziduri, să iei măsuri. Până acum, ce ați văzut la Spitalul Județean, a fost o asemenea persoană? M-a ferit Dumnezeu să ajung prea de la Spitalul Județean. Da, ați auzit, ați văzut în presă câte lucruri se întâmplă acolo. Da, am auzit, să știți că nu medici sunt vinovați de ceea ce se întâmplă acolo. Dar eu nu vorbesc de medici, eu vorbesc de conducerea spitalului, da, să fie clar. Mult, sunt numărul necesar, nici nu au ce să facă. Iar ideea de a nu angaja... Păi poate dacă n-ai operat de mult, ai avea timp mai mult să te ocupi de ce trebuie să faci ca manager. Păi nu, dar vă spun, nu trebuie exact și să pleci de la doctor. Nu trebuie amestecat cel care profesează cu cel care manageriază. Pentru că cât ai fi de capabil, se gândul aoleu la operație, nu mai lasă, faci în mâine ce mai avem. Eu sunt foarte de acord cu ideea de... firmă, dar o firmă serioasă, nu o firmă de apartament înființată ieri. Și astăzi devine managerul Spitalului Județean. Pentru că... Probabil că e același probleme de corupții și alte... Nu trebuie neapărat să fie manager.